Unul dintre actorii din serialul La Casa de Papel, la un pas de o mare tragedie. Este vorba despre actorul care a jucat rolul lui Rio și a mărturisit că a fost prins în timpul unui incendiu îngrozitor care i-a distrus apartamentul. A fost nevoit să sară pe fereastră pentru a scăpa. Miguel Herán, în Casa de Papel, prins într-un incendiu terifiant în casă. Locuința acestuia a fost distrusă după un incendiu care l-a forțat să fugă noaptea pe fereastra dormitorului său. Actorul din serialul Netflix a mărturisit în lacrimi, nu-mi vine să cred, în timp ce filma distrugerile pe care le-a suferit locuința lui din cauza incendiului. Incendiul a izbucnit pe timpul nopții în casa lui din Avila, Spania. Actorul s-a trezit din cauza unui zgomot și s-a văzut înconjurat de flăcări. Pompierii au ajuns de urgență la fața locului și au stins focul. Miguel a dezvăluit că o mare parte din casa sa a fost distrusă de incendiu, iar tavanul bucătăriei și sufrageriei s-a prăbușit. Toate bunurile lui au fost distruse. Mulțumesc tuturor, în special pompierilor din Avila. Pierderile au fost materiale. M-a prins când dormeam și m-am trezit cu zgomotul casei care ardea. Am scăpat prin fereastra camerei mele, a povestit el. Momentan nu este clar ce a provocat incendiul.